Deci întrebare din sală, de ce nu sunt amendate troleibuzele pentru supraîncărcare? Troleibuzele sunt prevăzute din capul locului pentru 20 de pasageri sau 30 pe scaune și 100 în picioare. La autobuze la fel. Haideți să fim siguri. Bun, altă întrebare. Dumneavoastră n-ați răspuns la întrebarea cum s-a luat decizia, cât e ilegală, dacă tariful trebuie pus la Consiliul Municipal, dar lichidarea rutelor. Luați decizii dumneavoastră. Cum cât e ilegală. Vă răspund. În ceea ce privește tariful, într-adevăr, conform actelor normative în vigoare, competența este a Consiliului Municipal Chișinău. În ceea ce privește deschiderea, închiderea rutelor, modificarea lor, este competența Direcției Transport Public și Căi de Comunicații prin dispoziție de viceprimar sau primar. Așa au fost deschise rutele în 2000, așa au fost deschise rutele mai târziu. Una câte una, doar nicio rută a dumneavoastră n-a trecut pe la Consiliul Municipal. A trecut vreuna în 20 de ani? Niciuna. Și au fost deschise, lungite, scurtate, modificate prin deciziile Direcției Transport. Respectiv, a fost un singur concurs în anul 2000, sau ce a fost înainte, nu mai știu, și de atunci lucrurile continuă în modul în cauză. De aceea, decizia cu privire la rute o ia Direcția Transport, în ceea ce privește tariful, o ia Consiliul Municipal. Iată și răspunsul la întrebare. La Direcția de Transport, iată timp de o săptămână, a fost cineva la stațiile Terminus să fac consultații cu șoferii de pe rute? Sau chiar cu administratorii, la toate ședințele? Cu administratorii am avut ședințe chiar eu personal, plus au avut și colegi. Am văzut. Dar haideți să fim realiști, oameni buni, sunteți oameni maturi, toți. Și ați muncit o viață. Mulți dintre dumneavoastră sunteți alb la cap de acum. Dar este evident faptul că nu e nicio noutate. Ceea ce v-am spus acum, fix același lucru vă l-am spus și 2 ani în urmă. De aceea, cu consultații, fără consultații, lucrurile erau clare încă acum 2 ani, din septembrie 2012. Pur și simplu, încă 2 ani a fost prelungită situația în care, între timp, a fost crescut parcul de troleibuze, adică mărit numărul de unități noi. Atunci aveam în 2012 100, acum avem 150. Și în total sunt 220 de troleibuse care, la care încă nu le-a expirat termenul de folosire.